Să fim vezi că, ca să nu fim triști, umor, prostie și fake news din 89 până azi. Doru Anton și Ioan Imoraș, Tony Greco și Valentin Darie. Trebuie să mă opresc eu până la BCR, la venit. Da, oprește-te până la revenită. Neața! La fiere. Am observat eu ceva acolo. Era la fiere, numai că dânsa cu țigară îl scutea afară. Și eu am zis că... Păi nu vrea să mă doamna, nu doamna nimeni vorbește. Doamna Miruț, așa este, dar și, cum să zic, și camerele din secție, și auditive, și eu nu zic că nu trebuie să se vadă, dar nu poți să te duci la toaletă, că trebuie să știe că ai fost la toaletă, sau mai spui și tu un of de acasă, trebuie să știe toate alea. Eu la rar chiar am vorbit de și eu tot la fel, n-am avut nicio treabă. Că nu m-a interesat în ce. Că s-aude, că nu s-aude. Adică n-am... Da, părerea e formată, n-am. E Mihaela a rămas după masă, el a rămas mai mult, că zicea că stă mai mult. După ce puțin am așa am auzit. Ai văzut că ea a avut ceva în facultate, a început să spună, ai văzut ce a zis, o luasem, nu. O luasem, ai zis, dar razna, să nu știu da. Cum. Nu, rău, nu. Rău, da. Pentru că ea a avut o viață, doamna, așa, probabil, prima dată, când părinții au îmbătrânit, ea n-a mai putut să, n-a mai avut aceleași venituri, n-a mai fost ținut așa. Eu cred că acum ea zicea, el zice, merg cu cizma, trebuie să mă duc să mă pantof. Deci nu are pantof. N-are pantof. Da, doamne. Da. Oh. A zis că a făcut un mare la casă. Unde n-ai bă pus întotdeauna.